poluare extremă în București și Ilfov. Senzorii de măsurare a calității aerului arată că limitele maxime admise la poluarea cu particule nocive au fost cu mult depășite. Ce arată datele și ce zone sunt cele mai afectate, ne spune colega mea Ana Maria Tuică. Un sfat pentru bucureșteni și pentru locuitorii din județul Ilfov. Încercați pe cât posibil să evitați deplasările în spațiul liber la ora aceasta, iar dacă sunteți acasă ori la serviciu, să țineți geamurile închise, pentru că aplicațiile care monitorizează calitatea aerului au înregistrat în această dimineață valori însemnate în ceea ce privește cantitatea de praf din atmosferă și particulele de suspensie, acele PM10 și PM2,5 pe care le știm din partea specialiștilor. Sunt emisii rezultate în general din arderea combustibilului, însă cel mai probabil pe lângă trafic și sursa din aceste zile o este reprezentată de sistemele de încălzire casnică folosite de către populație. Iată deci că mai multe zone din sectorul 5 al capitalei, dar și 6, precum piața Rahova, prelungirea Ghencea 13 septembrie, bulevardul Basarabia, sunt afectate în momentul acesta, iar dacă vorbim despre zone din nordul capitalei, ne referim la Floreasca, șoseaua București-Ploiești și, cum spuneam, și mai multe zone din județul Ilfov. Aceste depășiri au, să spunem, două cauze importante. Nu avem factori de dispersie aerului, astfel încât să nu existe o stagnare a elementelor chimice a aerului. Și în același timp sunt factori social-economici, traficul, activitățile din zonele metropolitane, după cum știm, București și Ilfov. Din pricina încălzirii rezidențiale, categoric, temperaturile scăzute au dus la arderea mai multor combustibili solizi. Suntem în dialog permanent cu edilii din municipiul București și din Ilfov, Consiliul Județean Ilfov. Urmează să avem întâlniri cu aceștia pe subiectul calitatea aerului și salubrizare. Este foarte important ca ei să înțeleagă faptul că trebuie să aplice legislația în vigoare. Nu se aplică legislația sau se aplică greoi. Vreau să menționez faptul că la nivelul municipiului București încă nu avem acel plan integrat de calitate a aerului. Între timp au venit lămuriri și din partea Agenției Naționale de Protecție a Mediului. Încă de aseară, de la ora 21, senzorii de monitorizare a aerului au înregistrat valori ridicate, mai ales în Voluntari, Chiajna, Buftea și Glina. În aceste localități, concentrațiile de PM10 au fost și de 5 ori mai mari decât valoarea admisă, iar firele de praf, așa numitele PM2,5, au avut concentrații chiar și de 9 ori mai mari față de valoarea admisă la unele stații din Ilfov. Cei de la Protecția Mediului spun că încălzirea rezidențială ar fi cauzat poluarea.